Salutări, prieteni, seara europeană, importantă până la urmă. Corvinu Hunedoara primește vizita celor de la Astana, în timp ce CFR Cluj joacă în Bulgaria cu Hapoel Petah Tikva. O să discutăm despre meciuri, o să vedem echipele, o să vedem și nemulțumirile fanilor CFR-ului vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii. CFR Cluj nu și-a amânat acel meci, și-a amânat în schimb partida cu Oțelul din acest weekend. O să vorbim însă și despre actualitatea extra, dacă vreți, a cupelor europene, pentru că Ali Bek a semnat cu Farul, în timp ce Tănase astăzi a oferit primul interviu pentru sau în calitatea de jucător nou al FCSB-ului. Evident a revenit. Îi salut alături de mine pe Marius Baciu, Meme Stoica și Cosmin Băleanu. Mulțumesc seara pentru prezență. Meme, hai să vorbim la început de Pepe. De Pepe, s-a retras Pepe, mă. S-a retras Pepe, nu că asta mi-a luat să fie auzit ce am spus, să nu se înțeleagă greșit. Că nu glumesc. Deci Pepe bea multe șaturi, dar șaturi de suc de sfeclă roșie. La un moment dat, asta știu, da, știu de la Geraldo, care știe de la Bruno Alves de la... Și ce nu poți să bea cu cana sau cu paharul, trebuie să bea cu șaturi. Păi erau din alea foarte concentrate așa, știi, adică știm că sfecla roșie face bine. Și Ronaldo, cu banda lor de oameni care joacă fotbal până la 60 de ani, Cristiano Ronaldo, Bruno Alves, Pepe. Că și Bruno Alves a dus mult. Și lângă erau aia serioși, Quaresma, cu toți aia care aveau șoturile, celelalte șoturi. Nu, Quaresma, alcool nu. Pe Quaresma l-am văzut eu, cu foarte mulți prieteni, după el, el deschidea Plutonul, bând cafea la 3 dimineața, dar nu alcool. Nu, a? Nu alcool. Nu. Am zis și eu, întâmplare, că părea mai, mai departe, nu. Așa. Și chiar discuția despre gabaritul unor jucători de la FCSB purtată în cantonamentul echipei unde se întâlniseră Beşiktaş cu Pepe și Quaresma și FCSB cu Teixeira, a fost purtată de Quaresma, care avea 60 de kilograme, așa. Nu, oamenii, bacioane, n-au gambe. Deci ei sunt slabi. Iar Pepe, pe stradă nu-ți dai seama că sunt fotbaliști. Da, iar Pepe trebuia să treacă de două ori ca să-l vezi. Și el la televizor părea un monstru. Da. Nu, un slăbănoc, bine, super definit, ca, mă rog, genul Cristiano, dar parcă mai slab decât Cristiano. Da. Nu, nu masă musculară. Și mă întrebeau, după da, ăștia jucători și te șirea zicea, da. Par jucători. Sunt cam grași. Da, sunt. Același lucru spun de Abidal, că a jucat cu el. După aceea ajung la Barcelona. Era, ce să zic, te speria dacă pleceai pe stradă, că nu te dai seama că e și fundaș central, și cum arată, numai masă musculară. Dar la umăr, la umăr, cum era? Forță, naturii. Asta incredibil. Zic. Adică, ok, tu poți să fii așa, dar nu, eu vreau dar să nu te dau jos. Nu, așa, cum ziceam, da, meme pe stradă, te întâlnești cu nu-ți dai seama, are o gâmbuță, are alea. Nici nu stăteau, ce nu trebuie să tai jambierele când îi vă păiești acum, cum își tai jambierele, să nu să-și aerisească mușchii. Cred că trebuie să-și aerisească capul prima dată, că nu are nicio legătură. Serios? Dar știi ce? Cei care produc echipamentul ar trebui să nu-i lasă. Dar să interzic așa băi, ceva? Nu ai voie. Ești sub contract, nu ai voie să faci așa ceva. Pentru că vă bate joc de echipament. Ce ar fi să vină și cu tricou oferte? Și ai voie și nu să respire pectoralii. Să respire... Ai voie și nu și ai voie. Și ai voie. Ciorapul, ciorapul propriu-zis a jambierului are un... E foarte interesant dacă îți explică exact cine trebuie să explice. Noi nu ne interesează. Îl tăiem direct și băgăm un ciorap care îl avem de nu știu cât timp, că suntem superstițioși. Știu eu lucrul ăsta. Dar ciorapul propriu-zis a jambierului e foarte important pentru piciorul jucătorului. Ok. Dar am trecut la... Eu cred că un singur fotbalist la noi. Acum stau și mă gândesc, cred că doar Daua joacă cu jambierii normali. Deci după... Ăla originalul. Și spune ciorapul lui de bumbac, că spun că alunecă în ghete. Păi, dar ăia-s făcuți... Expert pentru așa ceva. N-au niște de-alea... de aderență speciale pe din tal, ce mai toate au. Sigur că imaginează-ți. Îi vezi pe atleți că își taie alea și ferească, mă rog. Nu mă, Hagi juca de sculță. Da. Doar iarna, când erau foarte mici temperaturi, mai punea câte un ciorap, da? Da, alt tip de ghete. El trebuia să simtă pe stâng bine. Nu, trebuia să simtă... Da. Ok, Tănase, Meme. Hai să trecem prin transferul ăsta. Zi-mi, în primul rând, din punct de vedere fizic, cum e? Cât timp ajunge? Important e forma sportivă. Pentru că fizic el stă bine, a stat mereu bine, e acolo la fizic. Și, deci, Tănase, chiar citeam un interviu
Da, de Ciprian Deac și a fost întrebat, și foarte bună întrebare de reporter, ce procent de grăsime are. Și el a zis undeva la 5%, ceea ce e foarte bine. Tănase avea 3%. Când, și tot acolo e, că aceeași alimentație are și ceea ce este fabulos, 3%, 3-4%, astea sunt cifre mici, mici, mici de tot. Adică am avut și jucători cu 17%. El de când, el cât s-a antrenat, de când s-a antrenat cu voi? Pentru că el la un moment dat s-a antrenat, după aia n-a vrut să vină în cantonament. Tocmai. Care a fost? Care e povestea? Deci cum s-a antrenat? Plus minus. Prea puțin. Puțin? Prea puțin, da. Deci el n-a prea fost... Puțin, dar e foarte important faptul că noi suntem deja în grupele unei competiții. Da. Deci meciul vom avea. Având în vedere faptul că Champions League și Europa League, ultimele două meciuri sunt în ianuarie, vorbim până în decembrie. Noi până în decembrie, față de o echipă care nu este calificată în, calificată în grupe unei competiții, noi vom juca 6 și cu 6, 12, 8 și cu 6, 14 și cu Supercupa, 15 meciuri în plus, încă un campionat, încă un tur de campionat. Da, da. Și cu încărcare mai mare decât în campionat. Că știi cum e. Acum ne gândim, noi ne gândim la meciul de marți, dar noi mâine jucăm cu... Cu Farul. Cu Farul. Ultimele două campioane. Și noi nu am bătut pe nimeni până acum. Dar, din ce îmi spui tu, este exclus ca pe Tănase să te poți baza într-un fel măcar în play-off-ul, să zicem, de Champions League? Nu e exclus. Nu e exclus. Doar că nu cred că poate să înceapă un meci, mai ales în play-off-ul de care Champions League. Care e 21-27, sau... cred că, nu? Imediat. Se joacă la săptămână. O săptămână, da. Nu e o săptămână pauză. Nu. Nu, nu, nu. Nu e deloc. Săptămână pauză. Nu, se joacă din, din marți în marți. 7-14-21-27. Da, 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 da. Asta, asta știu că m-am uitat astea pe, sunt datele, astea pe sunt calendar. Astea sunt date. Deci el va putea să joace, dar nu ți el drept de joc va avea pentru că va fi trecut pe listă. Nu cred că va fi trecut pentru mâine pe listă. Da. Dar după aia... De și săptămâna aceasta va fi scos panțărul și va intra el? Da. Am văzut-o, eu am spus reacția. Ce știu, e, ce, ce să faci? E adevărat, ai trei fundat. Anul trecut am stat în, când el încă nu era gata, am stat doar în Risto, acum ai Risto, Kiki și trebuie să ai dubluri pe post. Nu, nu-ți poți permite să ai trei jucători pe poziție. Adică e o chestie pe care, uite, lumea trebuie să o înțeleagă. Noi nu putem să scoatem de pe listă un jucător tânăr, pentru că ei nu sunt pe lista A. Jucătorii tineri sunt pe lista B. Lista B poți să pui oricât și oricând. Trebuie să scoți un senior. Da. Și un jucător care nu este format de club. Da. Jucători formați de club acum sunt Andrei Vlad, Octavian Popescu și Pantea și Musii, care oricum sunt pe, pe lista B. Deci, va trebui să-l scoateți pe, pe panțări. Din păcate, da. Mai departe, se pune problema schimbării capitanului odată cu revenirea lui? Nu s-a discutat asta și nu cred că poate să intre în discuția asta. Nu că s-a, adică, la cluburi am mai văzut, dar revine un vechi capitan? Păi da, și dacă intră la pauză, ia banderola și nu știu ce, dar el revine. Nu știu, adică ar fi, pentru Olaru ar fi o chestie care greu de explicat. Nu, nu, nu cred, nu știu, nu s-a discutat. Deci, în mod normal, Olaru ar trebui să... Din punctul de vedere, Olaru... Așa a venit și s-a reîntors Vlad Chiricheș. Nu a luat banderola. Corect. E corect. Nu, mă gândeam că el e mai apropiat de... Apropiat, neapropiat, nu știu. Chiar la asta nu m-am gândit, dar eu n-aș fi pentru așa ceva, că nu, nu mi se pare normal, adică... Până la urmă, liderul sau liderii grupului ăsta cu care ați luat titlul, pentru că cu Tănase, de bine, de rău, el a marcat multe goluri, dar n-ați luat niciun campionat cu el. Cu Olaru și cu Coman ați câștigat campionatul și cu Olaru. Va fi și el unul din capitani, 100%. Aia da, se poate. Nu, eu întrebam dacă se pune problema. Motivațional n-ai cum să iei la Olaru. Capitan la momentul ăsta e Olaru. Bă, sunt Șut, Chiricheș, Radunovici, care, la care poate, la oricare poate să ajungă banderola. Da, poate să fie și el, aia fără discuție. Bă, că, de exemplu, mă aștept. Poate că nu o să fie cazul. Mă aștept ca Alibec să devină capitanul Farului, acum transferat fiind. Adică cred că mă gândesc că ar putea să-i se ia banderola lui Grameni și să-i se dea lui Alibec. La Grameni a ajuns de la Larie, nu? Da. Da. Larie, Grameni și mă gândesc poate să fie în momentul în care vrei să responsabilizezi pe un jucător care prezintă niște semne de întrebare,
poate să fie asta o variantă. Gigi făcea asta în trecut. Eu nu am fost de acord cu așa ceva. Și pe Alibec l-a pus la un moment, da, bineînțeles, și pe Alibec l-a pus, și pe Borceanu l-a impus atunci. Eu cred că, în mod normal, vestiarul trebuie să-și pună capitan. Eu cred că, în mod normal, capitanul unei echipe nu este cel mai bun jucător. Că Messi n-a fost capitan la Barcelona, deși era cel mai bun. A dat 91 de goluri în 2012 și nu a luat banderola de la Xavi, nici măcar de la Iniesta, că erau Xavi, Iniesta, după aia venea el. Mie mi se pare normal ca cea mai importantă voce din vestiar să fie capitanul echipei. Uite, mie îmi plăcea foarte mult și cum îi stătea lui Risto cu banderola. Chiar dacă nu-i român, da, e cam român de acum. Oricum sunt ultra fericit că a prelungit. Ok. Tănase, poziția pentru care este adus vârf de atac? Tănase a jucat 3 poziții clare, chiar 4 dacă e să discutăm, că a jucat și Inter în 4-3-3, dar pozițiile lui au fost atacant lateral, stânga, număr 10, atacant. Bineînțeles că acolo va juca. Probabil că noi în campionat vom juca cu atacant stânga, atacant lateral stânga, jucătorul sub vârstă, cum e Musi acum și va intra și Octavian Popescu, pe care l-am întrebat cum se simte, dar nu știu dacă am zis-o în emisiune, nu, că nu poate mă atinge și pe mine Alzheimer-ul, ca pe un coleg care nu știa dacă a dat mâna cu noi mai devreme sau nu. Un coleg foarte cunoscut. Da. Așa. Și nu foarte în vârstă. Ca să nu se... Așa, dar mai în vârstă decât tine? Dar nu mult. Da. Hai că începem. Așa. Și am zis, bă, cum ești? Bine, mie ți-mi spui de la 1 la 10 cum ești. 8-8-50. Atunci nu e rău. Am înțeles. Da. Deci în curând va fi și, da, și da, Tavi Popescu. Da. Cred că Pantea înaintea lui și după aia el. Dar în 2-3 săptămâni revine... s-a cam prelungit că au zis ai noștri să nu riscăm. Pe bună dreptate. Oricum, am avut nevoie de el foarte mare acum. N-a putut acum. Reușim să mergem mai departe și așa, suntem bine. Mai departe am văzut că se pune Gigi Becali a anunțat că vrea să-i mărească lui Olaru contractul. Așa a zis, vreau să-i fac 25.000 de euro. Olaru, Șut, Lixandru, Crețu. Li se vor... jucătorii care, bineînțeles, eventualitatea în care merge mai departe acum, marți, vor primi propunere de mărire a salariului. Depinde exclusiv de calificarea asta? Nu știu sigur, dar okay, există și... există și varianta în care necalificându-vă, da, să nu, da, li se mărească. Adică acum Gigi e foarte entuziast și sper să fie entuziast și marți noapte, spre miercuri. Logica, eu nu știu cum se conduce un vestiar, nu am condus în viața mea, tu ai condus un vestiar. Nu vestiar, mai degrabă. Un club, da. Ce vreau să spun este că vine în club Tănase, da? Da. Tănase care are deja al doilea salariu după Chiricheș la voi în momentul de față. Da. Mă gândesc că trebuie păstrat un echilibru între cei mai bine plătiți, chiar dacă vine cel mai bine plătiți jucători, da? Și ceea ce era înainte și ceea ce cu oamenii cu care ai făcut performanță. Indiferent ce știu eu la ora asta, n-aș putea să spun indiferent de ce facem marți, pentru că nu e un mesaj corect trimis. Noi trebuie marți să ne calificăm. Am jucat atât de bine la Praga, încât n-avem motive să nu jucăm la fel de bine acasă și să ne calificăm, pentru că avem un avantaj acasă pe care acolo nu l-am avut. Publicul va fi sold out. Asta cu certitudine. Uh-huh. La momentul ăsta sunt mai puțin de 3.000 de bilete disponibile. Deci e cam gata. Iar acolo chiar mi-a zis Valeriu Argăseală, care are mai mare experiență decât avem noi pe stadioane de cupele europene. Dacă punem și cele pe care a fost în calitate oficială de arbitru. A zis că așa ceva n-a întâlnit. O asemenea presiune, mai ales pe arbitru pusă de public. Dar dacă 18.000 sau 17.000 cât au fost acolo au pus asemenea presiune pe ai noștri care o să fie 30, nu o să pună? O să pună. Probabil că da. Pentru că așa a luat galben Târnovanu. Degeaba. La presiune, pentru că la presiunea publicului. N-avea niciun sens. Da, adică să-i dai minutul 40 galben pentru tragere de timp este... Fără să-l atenționez măcar, da. Absolut stupid. Care este starea de sănătate a oamenilor? Niculescu, Button... Pentru meciul de mâine sunt șanse infime. Infime.
Pentru marți? Sunt șanse bune. Sunt șanse bune să-și... Da. Deci, practic, voi veți avea toată echipa minus Daua, în mod normal. Da. Da, sperăm. Niculescu, Baten și Risto au avut o problemă cu care a jucat toată partea a doua a meciului. Și Risto a avut o problemă. Da, și Olaru a avut o problemă, dar vor fi bine. S-a închis odată cu venirea lui Tănase campania de achiziții? Eu așa cred și așa sper, pentru că mă doare inima când mă gândesc că dacă mai vine vreun jucător, trebuie să scoți. Da. Dacă nu vinzi. Corect. Dacă, dacă vinzi, găsim. Dacă vindem un jucător, intră panțelul imediat. Ce vrei să faci? Nu e. Și o ultimă întrebare legată de măririle astea. Dacă li se măresc contractele, să spunem Olaru, iau exemplu Olaru, se schimbă și clauza de reziliere? Astea sunt discuții pe care, care se poartă la momentul ăla. Aha. Probabil. Probabil că se schimbă și clauza de reziliere. Că așa mi s-ar părea logic. Îți măresc salariul... Dacă vrea jucătorul. Evident, da, știi cum e, Cosmin, că nu poți să-i pui, îi dai un salariu mic, îi pui clauză gigantică de... Salariu mic, clauză mică, salariu mare, clauză mare. Aia, da. Aia mă gândeam și... Ok, hai să-l ascultăm pe Tănase, că a dat astăzi o declarație, după care ne întoarcem ușor, ușor, o să ne îndreptăm și către cupele europene. Cum este să fii oficial înapoi? Da, în primul rând sunt fericit că m-am întors acasă. M-am întors la echipa pe care o iubesc de mic copil. Mă simt bine. Nu mi-e greu să mă integrez în echipă, pentru că pe majoritatea îi cunosc, iar pe ceilalți în ultima lună, ultimele două luni am cunoscut. Deci sunt fericit că m-am întors. Sper să am evoluții la fel de bune ca și în trecut și împreună cu fanii să facem rezultate bune, pentru că numai cu ajutorul și sprijinul lor putem să reușim. Această experiență să câștigi titlul contează foarte mult și îți dă un plus de încredere și de maturitate, să zic așa. Din păcate nu am reușit să câștigăm, dar jocul echipei dă încredere foarte mare, pentru că au făcut un joc solid, într-o atmosferă foarte grea. Eu sunt încrezător că putem să trecem de acest tur. O să fie foarte, foarte frumos dacă vom trece în următorul tur și cu siguranță cu ajutorul suporterilor putem să accesăm grupele Champions League. Îmi doresc foarte mult să fac lucruri bune, atât individual, dar cel mai important este să te pui în slujba echipei și să faci totul pentru ca echipa să câștige, pentru că nu poți să ieși mereu în evidență în fiecare meci. Astăzi este un jucător, meciul următor celălalt. Important este ca echipa să fie victorioasă. Este un lucru frumos să joci la echipa cu care ai ținut de mic și să fie apreciat de către suporteri. Bun, l-am auzit pe Tănase. Ali Bek tot astăzi, dar Ali Bek semnează în partea aia. Au fost jucători despre care s-a vorbit că, ce puțin de Ali Bek, îl vreți și voi. Nu. Gigi Becali. Da, a zis clar omul că dacă vine în țară, vine la Farul. A ieșit și mama și a spus clar treaba asta. Deci nici nu l-am luat în calcul vreodată. De ce alegi Farul în fața FCSB-ului? De ce alegi pe Gică Hagi în detrimentul lui Gigi Becali? Pentru că Denis n-a plecat de la noi în chiar cum a plecat de la Hagi. Că de la Hagi a plecat mai sus. Adică cel puțin pecuniar, da? Financiar. De la noi l-a cumpărat asta. N-a plecat de voie bună. De bună voie. Și nesilit de nimeni. Știi? Acum ce să la sfat. A avut. Gigi s-a întâlnit cu el și au vorbit. Și a zis, băi, hai. Hai că vorbim, vedem, nu știu ce. Hai, deci s-au întâlnit, s-au și întâlnit. S-au întâlnit la nuntă, la... Pianis? Singura la care a fost Gigi a fost Pianis. La altă n-a fost Gigi. Da, la altă nuntă nu cred că a fost de jucători. Acolo. Acolo.
Da, s-au întâlnit niciodată în trafic. Țin minte că mi-a povestit Gigi, s-au întâlnit în trafic întâmplător. Băi, Denis, ce faci? Dar acum la nuntă, da, că chiar a vorbit cu el și cu Coma. Marius, te miră că alege să se întoarcă și dacă alege să se întoarcă, alege să se întoarcă acolo? Acum, exact ce spunea meme, nu cred că el a plecat foarte bine de la FCSB. Poate aștepta altceva să meargă mai sus, el nu a avut... N-a fost jucătorul care s-a așteptat toată lumea, nici cel puțin ei, cred eu, adică ce s-a așteptat la Libeghi. Într-adevăr, la Hagi l-a jucat foarte bine, a avut evoluțiile cele mai bune și a revenit și kilograme, pare mi se, da. Nu a plecat în sus, da. Și bănuiesc că cam asta și e. A și câștigat poate bani suficienți care să fie liniștit și cred că are un respect în plus de pentru Hagi, care vrea să nu refuze, bănuiesc. E foarte interesant, știi, pentru că lumea, în general, s-a răspândit ideea că Ali Bek este un tip care îi place, nu știu, să stea la un Counter-Strike, să facă, să treacă, să nu știu ce. Bă, atât, și... dar nu alte chestii. Atenție, dar ce vreau nu-i, să spun nu-i este cu, că... Nu e cu ieșitul, nu e cu alcoolul, nu e cu de-astea. Da, nu? De acord, nu, dacă da. are infantilism de ăsta, are joacă niște... Joacă omul, are pasiunea asta, joacă jocuri video. Ce vreau să spun se este că... Se duce cu vârsta așa. Ce vreau să spun este că alegi totuși să te întorci la Hagi. Hagi... Cred că te ține totuși într-un regim destul de strict, îmi imaginez. Nu? Nu chiar așa. Nu? Foarte interesant. I-a fost frică, mă. Eu cred că i-a fost frică. Dacă mă întreb pe mine, i-a fost la frică. FCSB. Să vină la FCSB. Altă concurență, altă presiune, alte așteptări, altceva. La farul. Da, mă gândeam că el e pe întâi. E și Europa, adică Europa și asta... Nu știu dacă îi mai trebuie lui Europa. Nu știu. Dacă vrei Europa, atunci la FCSB, ce să mai... Cred că și pe bani mai mulți, nu cred, sunt convins. Cred că deși a zis Hagi că bagă mâna în buzunar, că nu știu ce, lua bani mai mulți de ei. Ce cred eu că-ți face atunci... Hagi? Hagi îți dă drumul când vrei tu. Adică tu dacă mâine mai ai încă o ofertă, ceea ce Gigi Becali nu face, dovadă tănase. Tănase contract, dacă vrei să pleci în ăștia 2 ani când vrei tu, dai banii înapoi. Câți ani are Libeck? 30? Face în ianuarie, face 34. A, nu o să mai plece, mă. E? Nu să mai plec. Hai, mă, uite cum arată dacă dă goluri și da. Nu găsești Qatar sau pe unde mai găsești, mă, la 34 de ani, nici nu mai vrei Qatar. Nu știu ce să spun. Da, știu. La 34 de ani. Da. Plus că mai e ceva. Unii jucători funcționează la anumite echipe. Da. Nu funcționează. El nu se poate spune că la noi n-a funcționat, pentru că el a început bine. A avut cam așa jumate din prima perioadă a fost bine, după aia n-a mai marcat, era etern aia discuție, el sau Noere, în fine. Dar tipul de fotbal pe care îl jucam noi, poate nu se potrivea foarte bine. De ce spun asta? Eu îl vedeam, el era, venise de la Astra. Astra juca contraatac. Mult. Mult contraatac. El tot timpul era, se întorcea cu fața spre poartă și era 1 la 1. El e bun 1 la 1. El la noi când se întorcea era 1 la 3. Așa e. E pentru că la noi era mereu densitate în zona lui. Și el nu e un jucător care să atace cum a atacat, de exemplu, Noere, să atace prima bară, să dea cu capul. Eu spun, sper să nu se înțeleagă greșit, că îmi place foarte mult Denis. Nu este nouă clasic. Nu este. Nu. El este un al doilea atacant. Eu... Și uite, la Gica a jucat... Mie mi-a plăcut atunci când ați încercat voi câteva meciuri. Da, Gigi, da, am jucat odată. Am jucat cu lui Smuteanu, nu? Da, păi da, dar în alt sistem. Au jucat 4-3-1-2, Rom la mijloc, deci 4-4-2, ce să mai... Și el cu lui jucau în față. Ceva asemănător, dar nu chiar așa, că jucau cu 3, se juca la Astra. Dar el avea mare libertate și nici nu avea responsabilitatea pe fază defensivă. Corect. El la noi nu prea poți să... La noi toată lumea trebuie să se apere. Pentru că ăsta e stilul nostru. Și implicit trebuie să alergi. Adică Tănase, care... Nici Tănase nu-i nou clasic. Dar Tănase face... Alergă mult de tot. Face tranziție negativă. Tănase vine, se apără. Și, poate să vină, dacă vede că Olaru vine după sprint, să vină în locul lui să-l lase pe Olaru puțin mai sus. E alt gen de jucător. Eu cred că a fost atunci, dacă mi-aduc bine aminte, apropo de Ali Bek la voi, mie mi s-a părut și că Gigi Becali a forțat introducerea lui, da? Deși Gnoiere era într-o perioadă foarte bună și lumea a avut impresia asta de nedreptate față de Gnoiere.
i s-a dat și banderola și a fost parcă forțat într-un moment în care lui Gnoiere ieșeau foarte multe. Și atunci multe goluri, da. Lucrurile au... Era exact genul celălalt. Da. Ăla era nouă de careu. Ăla, da, dacă nu ieșea din careu. Și eu zic că nu se potrivea, da, la voi. Nu se potrivea. Și eu zic la același lucru, că nu, nu se potrivea. Nu, nouă. Nu, poate nouă, că dacă jucai cu el și cu... Da... Îl stai, are nevoie de multă libertate, să vie să-și ia cu fața, să întoarcă el. Are șutul bun, da, într-adevăr, da. Și eu zic, la fel cu Luis Muntean, când jucai la Hagi, jucau foarte, foarte ok. Stăteau puțin mai larg între fundașul, exact, lateral, exact, și fundașul, exact, central, și acolo unul venea, exact, unul pleca pe culoar. Altceva. Aici mi s-a părut și mie că nu e ceea ce și-ar fi dorit de el. Vreau să vă întreb pe amândoi, pentru că Cosmin a fost ieri la emisiune, înainte de a intra într-un moment publicitar, dacă vă miră ceea ce se întâmplă la Rapid. Pentru că Meme, trebuie spus, la voi se știe foarte clar, Gigi Becali face, drege... Ce faci? Schimbări. 5 secunde, da, schimbări. Da, așa. Da, ieri aflăm de la Rapid, de la Vio Moldovan, că într-un fel îi se transmite antrenorului că trebuie să schimbe sistemul. Ceea ce la noi nu s-a întâmplat niciodată. Ceea ce Gigi la... să facă vreodată vreo intervenție, nu-mi convine 4-3-3, vreau 4-2-3-1, nu-mi convine 4-2-3-1, vreau 3-5-2 și nu știu ce, nu. Ok, fiecare... E normal ca patronatul sau conducerea administrativă să fie implicată în absolut orice problemă legată de echipă. Și nu mi se pare ceva nenatural să vii să spui, băi, coach, tu vrei un sistem. Mă, noi avem experiență, nu, și noi, că nu suntem veniți de pe stradă. Că dacă mergea era simplu, dar exact, nu merge. Exact. Schimbo că... Tu crezi că eu am avut discuții cu foarte mulți antrenori cu care am lucrat pe tema asta? Dar nu e normal să te consulți? Păi, nu, n-am venit de la polo. Tot de la fotbal am venit. Normal. Bun, ne oprim scurt moment comercial, revenim la subiect, că mi se pare foarte interesant în momentul de față. Iată, un club care intervine pe lângă antrenor și spune, și nu orice club, să schimbe sistemul. După care avem și echipele și avem și, o să vedeți, intervenții de la Sibiu, Maxim vorbește și nu numai el. Rămâneți cu noi. Ne-am întors, dragi prieteni. Vorbeam de situația asta de la Rapid. Marius, cum vezi tu? Da, l-am auzit aseară pe Viorel și într-adevăr... E clar că e o treabă, da, făcută, discutată cu Dan Șuc. Mai... Bun, și aici cu schimbarea de sistem. Eu cred, bun, discutam înainte cu 4-3-3-ul care... Chiar eu, după câte știu eu, vroia și Nea Gigi să se joace, da, nu? Da, chiar căuta la un moment dat antrenori care știu să facă, să folosească. Ama, pentru mine 4-3-3 ăsta și 4-2-3-1, dacă știi să schimbi capătul triunghiului, nu e mare lucru. În timpul jocului se poate întâmpla multe lucruri și să te poți adapta. Că poți să ataci într-un 4-3-3 și să te aperi într-un 4-2-3-1. Adică, sau un 4-4-2, sau un 4-5-1, sunt multe lucruri. Faci atac în 3 tot timpul. Exact, sau poți să faci construcție în 3, depinde de ce, cum te atacă, de exemplu. Sau dacă sunt un singur atacant, n-ai rost să stai în 3, să rămâi în 2 fundași centrali. Adică sunt multe lucruri, dar eu ce văd la Rapid nu văd nimic. Eu cred că au intrat într-o panică ca și conducători și jucători. Ei nu știu ce joacă, adică eu n-am văzut absolut nimic. Chiar eram curios că fiind coleg și discutăm, asta vreau să spun. Vorbeam cu Vio aici în emisiune și după, că ne uitam împreună la meciuri, vorbea foarte frumos de nou antrenor și nu știu ce concepție, jucătorii, adică ce vorbea la început. Dar dintr-o dată, ce vedem aici, nu vedem absolut nimic. Problema știi care mi se mai pare? Scuză-mă. Mă, tu ți-ai făcut o strategie de transferuri. Nu, o secundă, ceva să termin. Nu știu sigur dacă vor schimba sistemul, ce vor să schimbe conducerea, să vor descurca. Credeți că asta e problema, sistemul? Orice sistem, din punctul meu de vedere, nu poți să-l joace. La ceea ce am văzut în sistemul care îl joacă acum. A, deci tu zici că indiferent ce schimbi. E foarte greu să schimbi sistemul peste noapte, jucând numai sistemul, orice sistem de joc sau sistemele care tu le pregătești, pentru că un antrenor cum e la... Nu cred că nu ar trebui să aibă în vedere două, trei situații care trebuie să schimbi în timpul jocului. Mă gândesc că, dar... cum e, dacă îi iau pe Papo și pe Petrila dintr-o zonă centrală unde i-am făcut Inter sau număr 10 și duc unde la se simte bine la locul lor în bandă, poate că o să joace alt fotbal, altceva. Păi asta... Că dacă îi țin acolo în centru
și oamenii vin la sfârșit și spun că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă, nu știu cum e treaba asta. Sunt multe voci, sunt multe voci acolo, nu doar conducerea lor. Bun, conducerea îi văd speriați. Conducerea e cea mai importantă în momentul ăsta. Dar nu știu cum și ce va urma, chiar dacă eu sunt curios dacă vor schimba sistemul, să vedem cum vor aborda și cu asta. Eu moldovan, mie nu mi s-a părut că a zis, domne, îi impunem să schimbe sistemul. Ei vor rezultate. Cu ce sistem vrei tu? Corect. Ei trebuie să câștige meciurile astea două. Mie mi s-a părut că ai zis că trebuie schimbat sistemul. Da, mă, dar n-a zis. Cum zic și predicat. Eu am văzut emisiunea. Și părerea lor este că trebuie schimbat. Nu pot impune, dar dacă rămâne sistemul ăsta, vor rezultate. Deci cam e ridicatul la și problema? Problema meme că aici mi se pare marea dilema lor, da? Ce ai făcut până în momentul de față? Cum ai dus campania de achiziții? Păi mi-am adus fundaș central la greu. Și în momentul ăsta eu schimb de unde se justifică să aduc mai mulți, da? 5-6 fundași centrali, să spunem. Dacă joci în 3. Dar în momentul în care eu schimb în 4 și rămân cu 2 fundași centrali și mai am încă 2 pe bancă și mai pun și prin tribună 1 sau 2... Mie m-a surprins altceva. Mutarea lui Iacob, care a jucat la Gică Hagi, a jucat într-o perioadă mijlocaș central. El înainte de a fi fundaș central, a fost mijlocaș central. Asta e adevărat. Dar nu mă aștepta, adică eu îl vedeam mereu jucând în 3 pentru că e jucător de picior stâng și este extraordinar să când joci în 3 să ai un stângaș. Și construcție. Da, mai ales că are construcție bună, are picior bun, stâng, bun. Foarte bun. Nu mă așteptam niciodată să-l văd pe Brown acolo. Nici n-a fost niciodată, nu l-am văzut, tu l-ai văzut vreodată jucând acolo. Nu, din potrivă, l-am văzut la Botoșeni jucând și mai sus. Extremă juca, atacat lateral, dreaptă, da, la. Dar știi care e culmea? Mi se pare că ne-am păcălit noi. N-a jucat rău dintre toți ăștia care au jucat în bandă. Jucător bun. Tu acolo te-ai păcălit. Eu m-am păcălit pentru că eu am crezut că acolo e poziția lui, nu fundaș. Dar de unde? Că el de origine? Fundaș dreapta s-a apărat. Îți pare rău că nu l-ați luat? Băi, acum la cum joacă Crețu, nu-mi pare rău. Crețu a jucat senzațional. Deci Crețu are cei mai buni ani din cariera lui, sunt ăștia, ultimii doi. Da. Eu nu l-am văzut pe Crețu la nivelul ăsta. Bine, nici n-a fost la nivelul ăsta. Eu am fost foarte mare fan Romario Benzar. Foarte mare fan. Și atât l-am rugat să nu plece atunci, pentru că era indecis când a plecat în Italia. Și chiar i-am zis, băi, n-ai cum să joci acolo în 4, n-ai cum. Bă, în 5 altceva poți. Și de acolo, mă rog, traseul știți și eu am zis că am pierdut un cel mai bun fundaș dreapta pe care l-am avut în ultima vreme. Mi-a plăcut foarte mult. Avea un picior excepțional, avea o centrală extraordinară, a dat bizonul la goluri din centrările lui. Nu l-am văzut pe Crețu la nivelul ăsta, dar la momentul ăsta Crețu este fabulos. Hai să vedem ce spune Florin Maxim înaintea meciului lor la Sibiu, înaintea partidei, o partidă foarte interesantă. Este a treia vicecampioană consecutivă pe care o întâlnește Corvinu Astana. Asta e ceva. Deci a eliminat vicecampioana Ungariei, a fost acolo cu vicecampioana Croației. Și penalti și juca excepțional. Teoretic asta e cea mai accesibilă dintre toate, că dacă iei campionatele... Păi uite la parții ce face prin... Europa. Și se califică tot. Da. Bun, hai să-l ascultăm pe Florin Maxim înaintea meciului cu Astana, care va urma pe Prima Sport în câteva, vreo 20 de minute. Bună seara! Încă o provocare. Care sunt impresiile dumneavoastră înainte de această partidă? Care sunt gândurile și de ce nu, dacă sunteți optimist, mai ales în ceea ce privește acest meci tur? Bună seara, optimist am fost de când m-am apucat de fotbal. Am gânduri bune, asta vorbeam și înainte să începem declarațiile. Mă simt bine, băieții s-au simțit bine la antrenament. Am trecut peste acel meci de la Rijeka. Băieții au simțit că se putea mai mult. Atât am obținut în meciul respectiv. Acum e cu totul alt meci. Întâlnim o echipă foarte bună din punctul meu de vedere. Au făcut și transferuri. Se vede că nu sunt o echipă omogenă. Am înțeles și ne-am luat informații. Ei nu joacă meciurile de acasă la Astana. Joacă la Almaty, unde o să disputăm și returul. E o deplasare pentru ei. Nu mai joacă cu acel public numeros în spate. Sunt o echipă în formare, dar sunt o echipă cu calitate, o echipă cu 12 jucători în componență internaționali. Nu poate fi o echipă slabă. Ne așteaptă un meci dificil, cum ne-au așteptat toate meciurile, pentru că am trecut de Paxi și Paxi după ce am învins acasă
n-au mai primit gol, au învins toate echipele, asta e Europa. Sper să ne prindă într-un moment bun pe noi, meciul de astăzi, să punem în practică ce am lucrat, ce am văzut pe video și să fim cei care ne bucurăm la sfârșit. Bănuiesc că echipa deja a căpătat și un pic mai bine ritm și aș vrea să vă întreb și dacă jucătorii au căpătat puțină experiență și după meciul cu Pax, dar și după meciul cu Rijeka, pentru că dacă e să comparăm așa puțin Rijeka cu Astana, nu văd diferențe foarte mari și n-a fost nicio diferență chiar atât de mare între dumneavoastră și Rijeka. Exact. Băieții, fiecare meci care trece peste ei și peste mine, pentru că este o experiență pentru noi, e cu totul alt ritm. Băieții, ce mi-a plăcut, că s-au ridicat nivelului cu orice echipă am jucat. Am pus probleme, am avut momentele noastre bune de joc. Sper să fim puțin mai tranșanți. În Europa n-am reușit să marcăm noi primii. Poate altfel ar fi stat jocul dacă am fi marcat prin acel corner, prin Manolache. Exact ce am spus, începutul va fi foarte bun de meci. Rijeka începe foarte bine acasă. Acum, la fel, sper băieții să pună în practică exact ce am văzut împreună la video. Cât de mult va cântări absența a doi jucători care mie mi se par foarte importanți? Buș este suspendat, am înțeles că Iacob este accidentat. Buș este suspendat, Iacob încă nu și-a revenit. Niciodată n-am fost genul de antrenor să plâng după jucători. Am un lot la dispoziție. Încercăm să scoatem maxim cu echipa cu care intrăm și cei care vor intra de pe parcurs. Sunt mulțumit de toată lumea. Ei știu lucrul ăsta. Vedem la sfârșitul meciului ce vom obține. Vă deranjează puțin că trebuie să jucați returul, adică meciul decisiv în deplasare? Nu e o problemă. Chiar nu e, nici nu m-am gândit la aspectul acesta și ei, pentru ei a fost la fel de greu cum va fi pentru noi să mergem în Kazahstan. Drumul este lung, dar a fost lung și pentru ei, de aceea jucăm acasă, jucăm în fața suporterilor noștri. Țin să le mulțumesc pentru că sunt alături de noi și la aceste meciuri. Știu că nu e ușor să se deplaseze aici la Sibiu, dar le mulțumesc pe această cale. Mulțumesc, mult succes! Mulțumim! L-am auzit pe Florin Maxim, senzaționalul Florin Maxim, mi se pare uluitor ce a avut Corvinu. Înainte de a trece mai departe, să vă spun că pe site-ul primasport.ro găsiți ce echipe importante din Italia se bat pentru Bologna. Bologna, un jucător care anul trecut, să ținem cont, a jucat la Sassuolo și care n-a mai vrut să vină la Naționala României. Goluri, rezumate, interviuri, cele mai importante faze le găsiți pe și inclusiv ce se întâmplă în seara asta în Conference League se văd pe primasport.ro și pe canalul de YouTube al Prima Sport. Toate le găsiți acolo, inclusiv secvențe din emisiunile noastre. Ce șanse dați Corvinului la a treia... La a treia descălecare. Doar că acum împotriva unei echipe care e în campionat. Adică Paci nu era în campionat, da, Rijeka nu era în campionat, ăștia sunt în plin campionat. Nu le merge foarte bine. Nici Corvinu nu e în campionat. Așa e. Dar Corvinu mi-a părut foarte fresh. Bun. Rijeka și cu Paci nu mi s-au părut fresh. Pentru Corvinu nu e rău că nu e în campionat. Da. Are Supercupa și are și meciurile jucate de până acum. Are 5 meciuri. Are 5 meciuri la săptămână. Are ciclu de pregătire foarte perfect. Bun și e ok. Eu mă gândesc și la campionatul nostru. Vedem că toate echipele, campioana noastră, au început greu. Echipele considerate mai nu atât de bune pot echilibra mult, mai ales pe început de campionat. Asta știu și de când jucam noi la Steaua. Jucam eu la Steaua. Tot așa era, mai ales la început de să făceam o comparație cu voi când ați pierdut ultimul meci și noi am pierdut înainte de Bruj 5-1 acasă cu Bacău, dacă ți-au ce aminte. Și următorul joc, am făcut un joc excepțional, ne-am calificat contra Brujului. Da. Și noi abia ne trăiam la început atunci. Am pierdut la Ceahlău, Piatra Neamț. Am făcut, adică vreau să spun că foarte greu. La sfârșit am luat titlul, bineînțeles, am echilibrat între timp. Asta, bineînțeles, că atunci era bineînțeles. Da. Nu, că am avut o echipă, n-am mai pierdut, ne-am calificat vreo 11 meciuri, pare mi se. Ne-am bătut anul ăla cu FC Național, cu regretare. Cu Sabin Ilie, când a fost și golgeter. Cel mai bun an al lui Sabin, care el a avut 30 și ceva. Cred că e cel mai bun golgeter după Revoluție încoace. 30 și ceva. Văd că are probleme foarte mari. Nu e vorba doar de Buș.
lipsește Iacob, fundașul dreapta, care n-a lipsit niciodată, care e un jucător foarte bun, vine cu Florin Maxim din divizia C. Și acum întrebarea e, joacă Roger pe o poziție pe care a mai jucat, dar rar, sau joacă Neacșa, fundaș stânga, și invers, care a jucat la Paxi fenomenal, fundaș stânga. După aceea l-am văzut și în dreapta sus. Neacșa este un jucător care s-a născut a doua oară. Eu nu, mie nu vine să cred, pentru că și la meciul cu Rijeka, Neacșa a fost senzațional. Deci, băi, ziceai că e Messi. Deci i-a spart în două, pentru că ăla a fost mare mincinos, rezultatul ăla. Nu numai penaltiul ratat, au jucat în careu celor de la Rijeka ultimele 20 minute, nu ieșeau aia din careu. Bun, CFR Cluj, meme. CFR Cluj joacă împotriva unei echipe pe care ai voștri au putut să o vadă în Supercupa Israelului. Da. Evident că voi erați atenți la ăla al Maccabi. Păi nu, că erau foarte slabi. Petativa. I-au făcut ăștia, ne-a speriat rău de tot. Jucau în 5. 6, și tot în 5 joacă. Jucau în 5, nu înțelegeau că cu 5 se expun total, au făcut aia ce au vrut cu ei. Au făcut ce au vrut, i-au spart, bătut Braga în turul anterior, 7 le-au dat lui Petativa. Sunt foarte slabi, foarte slabi. Adică așa arată 11-le CFR-ului, să ne uităm, dar cred că este identic cu cel de la din partida cu partida europeană cu Borac, cu Neman? Da. Returul? Da. Cred că a jucat Matei Ilie. A jucat Ilie, sigur. Da. Ilie, da. Care s-a accidentat cu Universitatea Cluj. Da, Matei Ilie. Da. Da. Aia e. Da. Dar sus tot așa, tot Corenița cred că a jucat sus în stânga. Nu joacă Keita, dar cred că asta e un specie de bază la momentul ăsta. Poate că o să apară Luis Bunteanu, cine știe, dar eu cred în sistemul ăsta cu un singur atacant, nu văd pe Bârligea cum poate să scoate cineva pe Bârligea din echipă. Mi se pare prea bun Bârligea. Și mie în momentul de față. Prea bun. Se scoate singur dacă pleacă. A, da, sferă undeva. Ok. Dar bun, asta am înțeles. Laudativ vă spun. Laudativ. Se pare că sunt niște... Nu, dar leargă. Am stat și m-am uitat un pic pe istoria echipei astea. Clemi Saban, fostul vostru fundaș dreapta, a fost antrenor la Petativa. Habar n-aveam de chestia asta. Nu, e echipă care n-a prins play-off-ul, să ne înțelegem. În campionat au terminat locul 7, în Israel. Da. Ce au și ei play-off-ul, au terminat locul 7, au câștigat cupa. Pare CFR Cluj, că adică, na, nu stai puțin, nu, să nu uităm, nu joacă acasă din nou. Deci CFR Cluj este a doua echipă pe care o întâlnește care nu joacă acasă. Da, dar nouă ne e bine în Ungaria. Deci noi dacă am putea să jucăm... Pe asta spun. Deci noi dacă am putea să jucăm toate meciurile în Ungaria, că e națională, că e echipă de club, domnule, acolo e perfect pentru noi. Să ne primească Orban, să vorbească Ciolacu cu Orban. De la Cluj la Budapesta ajungi mai repede ca până la București. 100%. Nu mai vorbesc să te duci la... Să te duci prin Bulgaria. Stai, mă, că se ducă la avion. Mă, da, echipe românești cu excepția... Dar ce se întâmplă? Că s-ar putea, iartă-mă, CFR-ul se întoarce la Sofia. Sunt șanse mari. Când întâlnește câștigător dintre CSKA 1948 și Pafos. Aia care am jucat noi anul trecut. Da? De-aia joacă, la ora asta joacă tot acasă, tot la Sofia. Astea sunt beneficiile parcursului excelent al CFR-ului în ultimii ani. Pentru că joacă cu nimeni și joacă în grupe. Cu nimeni. E ideal. Ce să mai... Și voi ați avut beneficiul ăsta ani de zile. Adică voi ați fost primii care ați avut nu că nu-i baftă, că e muncă, da? Prin munca voastră să vă asigurați statut de cap de serie și atunci să picați cu chiar persoană. Noi am asigurat și altora participarea direct în grupe. Înainte de a asculta pe Heleșteanu, pe conducătorul Corvinului, vreau să vă întreb de vestea asta care a apărut, da? Golazo o anunță că Dan Șucul ar fi sunat pe Edi Iordănescu să preia Rapidul. Meme, și eu știu. Care-i feeling-ul tău? Te întreb. Nu mai. Nu l-ai nimerit. Nu am... N-am crezut niciodată că nu rămâne de la Național. N-am crezut, m-am... Nu știu, dar de fapt nu m-am dus pe Fentă, că n-a zis că rămâne, dar așa am simțit că rămâne. Dar te-ar mira? Adică să n-accepți oferta de prelungire a Naționalei și să accepți oferta Rapidului? Păi înțeleg că Edi nu mai e la Națională, pentru că sigurul motiv invocat e că familia are nevoie de el. Și atunci ar fi logic că este încărcare mai mare la echipa de club decât la echipa națională. Da. Deci nu cred. Eu cred că Edi o să-și ia o pauză mai lungă. Până săptămâna viitoare. Zi mai tare! Până săptămâna viitoare. Acum familia îl înțelege ce e. Doamne, iartă. Ok, hai să ascultăm Mădălin Egoiță în dialog cu Anton Heleștean.
Bună seara tuturor și sperăm noi că va fi o seară foarte bună pentru fotbalul românesc în cupele europene. Suntem la marginea terenului aici la Sibiu. Vom trăi chiar de la fața locului emoțiile celor de la Corvinul în primul rând, dar cred că tot fotbalul românesc are nevoie de un rezultat mare în această seară. L-am alături de mine pe directorul sportiv al Hunedorenilor, domnul Toni Hălășteanu. Bună seara! Bună seara! Am să vă rog să țineți microfonul puțin mai aproape ca să se simtă mai bine entuziasmul pe care îl aveți în această seară, pentru că așa mi-ați mărturisit că aveți un vibe foarte bun și aș vrea să începem discuția chiar de aici. De unde optimismul ăsta? Din încrederea care o avem în calitatea jucătorilor, în foamea de performanță de care au dat dovadă până acum, avem certitudinea că astăzi vom reuși să facem un pas important, dacă nu unul decisiv pentru calificare. Asta nu înseamnă că lăsăm ușa, o dăm de perete și nu ne mai gândim sau nu ne luăm măsuri de precauție. Nu. Suntem conștienți de nivelul ridicat la care am ajuns, dar ne dorim mai mult. Și încă o dată o spun, e important pentru fotbalul românesc ca povestea noastră să continue. Și cred că foarte important în egală măsură este și experiența pe care o capătă toată lumea, de la jucători, antrenori, chiar și conducerea clubului. Simțiți cumva că după aceste meciuri cu Paxi și cu Rijeka, cumva Corvinul e mai pregătită și din acest punct de vedere, pentru că e foarte important. Da, excelentă afirmația ta. Într-adevăr, încă din timpul Cupei României, din meciurile pe care le-am disputat cu echipe de Liga 1 și unde am ieșit învingători, în aceeași măsură cantonamentul... Da, din păcate ne presează timpul. Cosmin Băleanu urmează să comenteze chiar. Până la Sofia. Da, tu te duci la Sofia. Tu ești pe Prima Sport 1, la meciul CFR-ului cu Petah Tikva. Evident, pe 2, pe Prima Sport 2 va fi în comentariul Mădălin Negoiță partida asta pe care am promovat-o, meciul Corvinului. Mulțumesc mult, Meme, mulțumesc, Marius Baciu. Vă așteptăm la sfârșit, prieteni, să vedem ce se va întâmpla în aceste partide extrem de importante europene pentru echipele noastre.